Coloană de troleibuze pe Bulevardul Ștefan cel Mare din capitală. Circulația a fost blocată. Ambuteiaje au fost la ordinea zilei și asta pentru că antenele unui troleibuz au căzut și s-au agățat de un fir de curent electric. Problema a fost remediată și transportul a circulat normal. Amintim că în ultimul timp au mai avut loc incidente legate de troleibuze. Astfel, pe unul a căzut un pilon de electricitate. Nimeni nu a avut de suferit. Modul în care guvernarea noastră și-a îndeplinit reformele și condițiile impuse pentru programul de finanțare semnat la sfârșitul anului trecut va fi verificată de către o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional, care se va afla în țara noastră până pe 28 februarie. Totodată, reprezentanții FMI vor evalua îndeplinirea celor 16 condiții impuse, inclusiv cele ce țin de reforme în sectorul judecătoresc, în sistemul energetic și transparența bancară. Misiunea va fi condusă de noul șef al Fondului Monetar Internațional Republica Moldova, Ben Kelmanson, care i-a luat locul Ivanei Vladkova-Holar. Mai multe vinării din țară sunt inspectate de către mai mulți specialiști ruși de la Serviciul Federal Fitosanitar. Mai exact, inspectorii vor verifica 13 companii care au depus anterior o solicitare la Rospotrebnadzor privind anularea restricțiilor de export pe piața rusă a producției lor. Delegația de la Rospotrebnadzor se va afla în țara noastră până pe 17 februarie. Odată terminate verificările, experții ruși vor lua o decizie vis-a-vis de vinăriile care vor avea dreptul să livreze produsele în Federația Rusă. Amintim că în prezent, pe piața rusă exportă vin 15 companii din țara noastră. Șeful statului Igor Dodon a transmis mesaje de felicitare președinților noi ai Germaniei și Turkmenistanului, Frank-Walter Steinmeier și respectiv Gurbanguly Berdimuhamedov, care au obținut victorie la alegerile desfășurate duminica trecută. Igor Dodon a numit cele două țări state prietene. În speranța de a ne cunoaște personal și de a avea o colaborare constructivă în domeniile de interes comun, folosesc acest prilej pentru a invita omologii să efectueze o vizită în Republica Moldova în timpul cel mai apropiat, se mai arată în mesajul președintelui moldovean. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a avut o întrevedere cu ambasadorul SUA în Republica Moldova, James Pitet. Președintele pretinse Republicii Străine i-a mulțumit oficialului american pentru atenția acordată temei diferendului din regiune, exprimându-și speranța continuării dialogului în acest sens într-o manieră pozitivă și subliniind că unul dintre cele mai importante lucruri într-o relație este compromisul reciproc. James Pitet a spus la rândul său că se arată încrezător că noii lideri aleși atât pe malul drept cât și pe cel stâng al Nistrului vor oferi noi oportunități pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Așa cum a promis, așa a și făcut. Interpreta Natalia Gordienko le-a promis fanilor o surpriză muzicală de 14 februarie de ziua îndrăgostiților. Iată că artista a lansat un videoclip, filmările căruia s-au desfășurat la Moscova. Piesa este bineînțeles de dragoste, iar ca partener de filmare al cântăreței apare actorul rus Alexei Jadov. Natalia Gordienko a spus că povestea din spatele piesei, cea de iubire neîmpărtășită, are o tangență cu o experiență trăită de ea în realitate. Oricum, artista îndeamnă pe toți să admire istoria din clip pe care și l-a dorit unul deosebit. Declarațiile de avere depuse de fostul președinte român, Traian Băsescu, vor fi verificate de către Agenția Națională de Integritate. Acest lucru a fost solicitat de către procurorii de la Parchetul General. Potrivit biroului de presă al acestei instituții, procurorii au clasat dosarul în care Traian Băsescu a fost cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Totodată însă ei au disjuns cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, sesizând în acest sens Agenția Națională de Integritate. Uniunea Europeană poate fi puternică doar atunci când Germania și Franța prosperă la nivel economic. Afirmația este făcută de către cancelarul german Angela Merkel. Aceasta a mai adăugat că Germania și Franța vor face un schimb de idei vis-a-vis de politicile economice și asta pentru că aceste două state sunt interconectate prin strânse relații comerciale. Germania și Franța vor să fie motorul care va propulsa Uniunea Europeană înainte, a mai concluzionat Merkel.